Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. Etalare pentru noiembrie, cât a mai rămas, îmi pare rău că am întârziat. Dar am o viață plină, plină cu responsabilități în ultima vreme. Însă, așa, printre picături, nu. Încerc să fac spațiu pentru voi. Pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu, au venit deja câteva mesaje, trecut, prezent, viitor, însă vă atrag atenția că etalele poate au început să se manifeste deja pentru unii, mesajele pe care le auziți pentru alții, poate nu se manifestă în noiembrie, pentru că la nivel spiritual nu există calendare ca cele umane. Așadar, noi dăm mesajul totuși pentru o perioadă, dar fiți un pic mai flexibili. Ce aș mai vrea să specific, unii poate sunteți în zodia leului și mesajele sunt pentru anumite mesaje pe care nu le recunoașteți ca fiind pentru voi, sunt pentru cei cu ascendent sau cu lună sau cu Venus, nu intrați în panică și nici nu reacționați aiurea pentru că vă atrageți energie negativă, ar fi păcat. Ce nu rezonează, selectați și dacă e ceva ce nu vă place, treceți să ascultați altceva care vă place. Nu uitați în principiu să ascultați și la celelalte aspecte pe care le aveți. În trecut, nebunul, ați 8-6 de spade, soarele. Ați vrut să vă eliberați 8 de cupe, 8 de spade. Copilul interior cred că a fost blocat în niște dezamăgiri, în niște poate prietenii sau poate niște blocaje mentale, un sistem de gândire, aș spune, sistem de gândire. Ați simțit că nu sunteți voi acolo, într-o poveste, într-un loc, într-o situație și ați vrut să plecați. Emoțional, atmosfera era tulbure și ați vrut să plecați. Interesant ce văd în acest. Ați vrut să o luați de la zero la un moment dat în trecut. Trecutul acesta poate să fie un trecut îndepărtat sau poate să fie apropiat, să zic, un an, doi, câteva luni de zile. E ceva. Ați vrut să o luați de la zero. Din niște, am spus pe scurt, niște motive care țin de atmosferă emoțională toxică, negativă, atmosferă mentală negativă. Și în primul și în primul rând ce simt, ați vrut să schimbați locul. Deci, îndepărtare este o insulă și o stea. Ați vrut să vă găsiți vindecarea. Rămâne de văzut dacă ați găsit-o. Dar ați vrut să vă găsiți vindecarea, poate chiar misiunea, într-un alt loc. Poate, interesant cum vine mesajul. Poate părinții voștri, pentru unii dintre voi, v-au purtat către alte locuri. Sau poate, nici măcar, poate voi ca și copii ați plecat, iar un mesaj pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Vedeți, este incert. Ați spune că cei doi părinții pot să se urce în barcă, dar pot foarte bine să coboare. Și copilul este în barcă. De-aia zic, pentru unii dintre voi copilul sau măcar copilul interior și-a dorit să plece într-un alt loc. Și în ultima vreme, poate o dorință mai veche, în ultima vreme ați încercat un alt loc, ați încercat ceva. În prezent, mesaj, preetalare, previzualizare, 9 de bâte. Ați trecut de atunci, de la zero acela, ați trecut prin multe încercări, prin multe blocaje, încă mai experimentați anumite blocaje, dar aveți experiență. Este Chiron, care a trecut prin multe suferințe și încă stă în picioare. Energie de foc. Poate să fie și alt semn de foc cu care aveți de-a face, sau altcineva cu marcaj în semn de foc sau marcaj în semnul leului. Și există o corespondență. Voi lei, cu mami, eu niște persoane apropiate și eu ascendentul. Da? Există aspecte care țin de asemănare, să zic. Cu un alt personaj cu marcaj în zodia leului. Dar
Trecând peste asta, în cazul în care nu vă reprezintă. Ce vă reprezintă este rezistența la anduranța, da? Tot un soi de rezistență în fața problemelor. Ați învățat eventual, da? Bă, nu, e totuși, da? Să vă apărați, care e mesajul? Să vă apărați sărăcia mai puțin, că lei nu prea sunt săraci. Sărăcia și nevoile și neamul, știți cum e? Eu mi-apăr sărăcia și nevoile și neamul. E o atitudine de rege. Cine zicea? Era Eminescu, da? Am uitat în ce scrisoare. Eu mi-apăr. Era un rege care își apăra. Era vorba de rege, de român. În fața turcilor. În fața atacurilor, altor nații, eventual. E o chestie, iar în internațională, poate nouă, pentru că vin mesaje altfel decât de obicei, nouă fiind casa călătorilor peste hotare, am văzut o călătorie, ați încercat unii, nu toată lumea, eu știu că am încercat la un moment dat cândva, dar nu știu ce legătură are cu această etalare, alții ați încercat să mergeți peste hotare și acolo ați trecut prin multe experiențe, dar ați și învățat, ați învățat să stați în picioare și să vă apărați. Frumos ar fi să vă apărați energia, scuzați-mi bălbeiala, să vă apărați energia, să vă apărați nu doar teritoriul, că lei sub orice formă sunt teritorial, dar ce simt în mod special acum? Să învățați să vă iubiți, mai ales leoaicele, eventual, da, să treceți peste alte blocaje, trădări. Da. Asta vă dă, de fapt, un anume tip de frumusețe. Unii ați învățat să vă iubiți, alții urmează să învățați să vă iubiți în contact cu alte persoane care au același foc, aceeași pasiune și vă ghidează. Vă ghidează. Interesant ce mai simt. Unii, nu toată lumea, unii ați învățat să trecând peste acele blocaje, peste acele trădări, peste oameni egoiști sau poate chiar peste egoismul vostru, că lei au tendința să fie egoiști la un moment dat, da? Dar au și părți frumoase. Când se eliberează de egoism, sunt cei mai generoși. Sunt minunați lei. Uneori. Uneori. Așa. Ce vreau să spun? Ați învățat, trecând prin aceste greutăți, să vă luptați și să câștigați. Să vă luptați pentru visurile voastre. Hai să nu mai lungesc atâta, că vreau să fac o etalare mai scurtă. Ați învățat să vă luptați pentru visurile voastre și aveți destule. Lei sunt idealiști, într-un anume fel, și să le materializați și să aveți succes. Eventual să faceți și bani, că aveți multe opțiuni, există și chestia asta. În prezent. Chiar dacă sunt blocaje, știți că ați mai trecut prin blocaje. So what? Cum zicea și Pink, so what? I'm a rock star. So, sunteți puternici, mai sunteți, normal, că suntem, dați-mi voie, oi fiu ascendent, dar mă bag și eu aici, printre lei. În viitor aveți 8 de monede, munciți, veți fi apreciați, eventual, iar 7 de cupe. Și eventual, da, discerneți, știți că multe vise n-au meritat deranjul, multe au fost într-adevăr iluzii. Dar periculoase. Dar iar 8 de monede vorbește de un anume tip de alchimie. Poate unii, eu știu, lei, vai, artiști, evident, talentați. Și când vorbesc de artiști, mă refer ca și creativitate. Nu, e fain. Să ai aspecte. Dacă știi să le folosești frumos, e fain să ai aspecte în zodia de lui, da? Puteți să faceți bani prin artă sau prin creativitate, prin foliul vostru de a fi fervescent uneori. Dacă sunteți lei în aceea calzi, că sunt și lei mai duri. Dușmani! Sper că nu sunteți invidioși pe nimeni, că n-are rost. Alții de obicei sunt invidioși pe lei. Soare, lună, Venus, ascende, nodul nord, domnule, am vorbit prea mult pentru o preetalare. În condițiile în care vreau să fac o etalare mai
scurtuță, mai rapidă, mai la obiect, sper. O dată, de două ori, de trei ori. 33, dragoste, echilibru, 33 e un echilibru, oglindire, iubire. Cuvântați, gândiți, creați, creați. 3 înseamnă creație, înseamnă comunicare, creație, comunicare, în dragoste. Ah, a mai apărut loca. La ce a mai apărut? A mai apărut la o etalare. Dacă nu mă șel la pești. Pomul. Da. Mai, sunteți... Și diavolul. 5 și 5. Pe interesant. Și a văzut 33, care este numărul dragostei. Este și cap de afiș. Ha, stai ce mesaj. Posibil, dacă sunteți persoane publice, pentru că acum pomul îmi atrage o persoană, îmi atrage atenția altfel. Ieșiți în evidență. Prin puterea voastră, prin căldura voastră, prin rezistența voastră. Și asta, am zis mai devreme, v-a făcut pe unii dintre voi, pe unii, nu pe toți, pe unii v-a făcut să împrăștiați vibrații bune, alții, din potrivă, greutățile v-au făcut să deveniți toxici. Sper că nu vorbesc despre cei toxici, că nu vreau. Dar, în cazul în care voi sunteți în acea vibrație înaltă, există persoane obsedate. Pentru că în acest moment 15 mă duce cu gândul la diavol, evident, că e numărul diavolului, și diavolul are o energie toxică. Ori, stați că sunt mai multe mesaje. Ori persoane, anumite persoane sunt obsedate de voi pentru că văd în voi ce ar putea să fie și nu sunt, ce și-au proiectat în copilărie și n-au reușit să realizeze, pentru că au fost induși în eroare, iar eu o să vorbesc despre chestia asta, au fost informați greșit de anumite persoane. Ori e o chestie de copilărie toxică. Copilărie toxică a unora. Dar e valabil și acest mesaj pentru alții. Ați reușit să alchimizați, că am văzut 8, am văzut 9, da? Ați reușit să alchimizați niște experiențe din copilărie și să le transformați în ceva veritabil, ceva inspirant. Pentru cei care n-ați reușit, contactul cu alte persoane publice care probabil că au marcaj într-un anume fel în casa leului sau în casa cincea care a creativității sau în case publice, aici casa cincea, da, creativității, și avem și aici cinci. Contactul cu aceste persoane vă inspiră eventual. Să sperăm că vă inspiră și nu creează dependențe sau obsesii, dar se întâmplă. Se întâmplă, face parte din spectacol. De ce o fie și spectacol, nu știu, dar face parte din viață. Când ești bine, oamenii să te dorească, pentru că 15 înseamnă dorință, sunt variante de astea negative, poate să fie și, da, un anume tip de codependență. Mai vedem, pentru că sunt multe mesaje. E un copil toxic acolo. În ce sens? E copilăria cuiva. Dar unii, repet, reușesc, pentru că 5 înseamnă și marele preot, tradiții, arbore genealogic. Unii reușesc să alchimizeze, alții nu. Da. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu trecut. O dată. De două ori. Iar apare zero. Băi, da. A fost... Ori v-a schimbat locul și ați revenit acasă, ori... Ori. Chestii de zero. Ați luat-o de la zero și eu știu ce ați învățat. E o chestiune de trecut. Acum, și ca... Doi de pâte. Dar luându-o de la zero, v-ați provocat să... A trebuit să alegeți, evident, nu? Casul e de la 0, aici e un 0. Globul ăsta e sub forma unui 0 dacă îl pui în plan, da? A trebuit să alegeți între ce vă ținea pe loc și ce vă îndemna să vă mișcați. Să cuceriți, pentru că la 2 de bâte vă faceți planuri cum să cuceriți lumea, universul, anumite locații. Regele de cupe.
și 10 de monede. Poate unii dintre voi sunteți acasă, aveți în preajmă, unii, nu toată lumea, un semn de apă și voi semn de foc. Face parte din familie această legătură. În timp ce voi vă făceați planuri, fiind un rege, o energie matură, poate să fie o mamă, un tată, o mamă, un tată. Dar nu erau investiți din punct de vedere emoțional. Poate să fie și o rudă mai tânără, dar nu aveau maturitate, pentru că e rege de cupe fără cupă. Fără premiu. Cupa seamănă cu un premiu. Nu erau investiți. Cu alte cuvinte, posibil acasă... interesant. Unii vreți să recunoașteți, nu vreți să recunoașteți cu acest diavol și copil și transformare, da? Și vești și influență mentală negativă. Unii, repet, au reușit să o alchimizeze în dragoste, în creativitate, în frumos, alții încă mai au de învățat. Și urmează să învețe prin contactele următoare. Unii ați avut acasă niște persoane emoționale. Scorpion, cineva cu marcaj puternic în Scorpion, marcaj sau cu lună și Pluto, sau aveți lună și Pluto în harta natală și asta arată persoane manipulatoare acasă, da? Luna Pluto. Ați avut acasă, clar, persoane manipulatoare. Și stând în preajma lor, manipulatoare pentru bani, pentru falsă stabilitate. Ce mai văd aici? Da. Tradiții, casă, cultură, religie, mai mult sau mai puțin. Sau lipsa religiei, în fine. Fiecare cu tradiția sa. Da. Și stând în preajma acestor oameni manipulatori, ați fost determinați la un moment dat să alegeți. Să mergeți, ca tot a apărut zero, să mergeți într-un alt loc. Unii, nu toată lumea. La cap, opa, trei de monede, da, să lucrați, să faceți bani. Însă, unii dintre voi nu știați câte opțiuni aveți, nu vreați să vedeți că banii se pot face prin multe feluri, multe modalități. Asta e o chestiune de trecut. A trebuit să explorați aspecte ale voastre care țin de mental, de emoțional, ca să vă cuceriți o anumită poziție, un anume tip de echilibru, mai ales financiar. Sper că mă exprim suficient de clar, ca să înțelegeți mesajul. Eu încerc să fiu neutră, nu lipsită de claritate. Încerc să fiu neutră, pentru că etalare colectivă. Însă, e o chestiune de bani, de colaborare. Experiența trecutului. Hai să ne prezentăm. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord, în noiembrie 22, Marele Preot, wow, și 8 de spade. 8 de spade este o închisoare. Evident, poate să fie metaforică. Acum nu se mai fac închisori din motive religioase. Închisoare cum făcea Steinhardt pe vremea comuniștilor, nu. E o închisoare, apropo de 5, pentru unii, într-un anume sistem de gândire, poate prea religios, poate prea fixat pe bani, poate prea tradițional, poate prea multe reguli și prea stricte.
unii dintre voi, în prezent. Și ar trebui să renașteți într-o nouă direcție, să deschideți o nouă relație, să începeți un nou proiect. Intuiția vă cheamă într-o nouă direcție. Dar aici este blocajul. Fiți atenți pentru... Oh, ce mesaj vine! Fiți atenți pentru unii, nu pentru toată lumea. Există cineva din neamul vostru, din familia voastră, care încearcă să vă blocheze în acel sistem de gândire. Și trebuie să învățați să vă eliberați. Ce mai simt? Pentru alții simt altfel, că vine un ghid. Aveți în prezent un ghid pentru alții care nu sunteți ghid, am zis, care încă sunteți. Aveți de vindecat niște aspecte toxice din copilăria voastră și n-ați drumurile prin lume, problemele vieții, nu v-au chemat încă la o... La regăsirea spiritualității, există un ghid spiritual în viața voastră care vă poate ajuta să vă eliberați de blocajele mentale. În primul rând, blocaj mental, care vine de aici, din copilărie. Da? Am văzut mai devreme, dacă nu, dacă dați nu. Dar ca să vă eliberați, trebuie să aveți credință. Da? Și am spus, e o persoană publică pentru unii dintre voi, care prin creativitate și prin înțelepciune vă poate inspira. Și am spus, oare da, că cineva din familie încearcă să vă țină, să vă lege. Nu, nu, nu pleca, nu pleca, că e mai bine. Aici cu noi, cum? Că noi suntem familia ta. Păi. Totuși, în viață trebuie să ne găsim calea noastră, să fim autentici, nu? Să creștem singuri. Prin protecția divină, prin harle divine. Da, și familia ajută. Ia, ce drăguț. Ce am observat? Aveți două persoane care vă observă sau vă susțin în această creștere a voastră, dacă sunteți plecați pe creștere. Dacă deja sunteți, și iar, dacă deja ați crescut spiritual și creativ și radiați în jur, sunt două persoane care, care vă observă și au pasiune pentru voi. Băi. În prezent tot apare. Ia uite, mă, ia uite ce apare. Nici n-am tăiat cărțile în prezent. Multe mesaje. Regele de monede, Taur. Am văzut mai devreme și Taur. Pentru unii aveți pe cineva cu marcaj în zodia Taurului care ori blocat personajul în energii toxice, se minte pentru bani. Poate să fie rudă, care manipulează emoțional, care minte. Nu simt nu să ai zodia Taurului cu marcaj. Dacă ascultă zodia Taurului sau Capricornului, gata, nu săriți. Sunt diferite mesaje pentru unii dintre voi. Pentru că trebuie să zic, poate să fii gemeni, balanță, vărsător. Capricorn, Taur sau Fecioară, în fine. Dar nu asta e ideea. Nu zodia mă interesează pe mine. Cât energia. Încercați să nu fugiți către o falsă stabilitate în bani, în material, așa cum... Poate undeva în familie ați fost manipulat să credeți că vă găsiți stabilitatea profesional, că e carieră și în bani, ci prin spiritualitate. Mai să știți că zodia leului are potențial spiritual foarte mare. Cândva o să povestesc mai multe despre această chestiune. Nu e vorba doar de leadership, de puterea de a conduce, cât de un anume tip de spiritualitate pentru cei care vor să-l descopere. Mare grijă să nu vă păcăliți în această construcție. E o construcție. Poate chiar un contract. Poate o relație karmică. Poate să fie un fost, o fostă. Poate să fie o căsnicie, pentru că regele de monede pentru mine înseamnă, și nu doar pentru mine, bărbatul, soțul, mai bine zis. Soțul sau tatăl
Pentru unii. Am zis, e o energie toxică acasă pentru unii. Ce înseamnă casă? Poate să fie familia din care ați venit sau căsătoria. Nu pentru toată lumea, dar pentru unii este. Motivația este deviantă prin iluzia materialității și eventual chiar a sexualității. Diavolul înseamnă... Ia, apare a doua oară 15, da? Și copilul. Copilul interior este afectat. Wow! Poate de un tată toxic. Wow! Și acolo... Poate ați încercat... Dați-mi voie să zic mesajele. Unii probabil că ați încercat să fugiți de acasă. Nu știu de ce sunt mesajele astea, dar sunt pentru cineva, da? La un moment dat. Sau să vă păcăliți într-un anume fel. Din cauza că ați avut o energie masculină, dacă nu e tată, poate să fie un soț, poate să fie o relație de lungă durată, o energie masculină toxică. Nu pentru toată lumea, dar pentru unii clar este un tată autoritar. Sau poate cu adicții, pot să fie și adicții și obsesii sexuale. Și acum, trecând, dacă nu fie așa ceva, poate să fie o energie masculină toxică. A voastră, a cuiva care trebuie rezolvat, de care trebuie să vă eliberați și să vă vindecați. Ia uite, separați-vă și vindecați-vă și mergeți către... stabilitate, către... selectați emoțional, mergeți către... Da, trebuie să vă reconstruiți unii dintre voi. Hai mă, taie cărțile, că nu știu pachetele are scurtă, ia. Casa. O dată, prezent, de două, ia uite mai, nu se poate, nici nu poți să tai steaua, vindecare, de două ori. Iar apare diavolul, dar nu mă lăsați mai să tai de trei ori, lăsați-mă un pic să tai. Aventura, aventurosul, atracția sexuală a cuiva, în fine. Mesaje. Nu fac etalare. Ia uite, nouă de cupe revine. Nu fac etalare personală, e colectivă. Apă, aer, foc. Așa, scurt, la modul minimalist. Însă. Învățați-vă să vă iubiți la modul autentic, nu egoist. Pentru că dacă rămâneți egoiști, au tendința să fie egoiști. Vă veți trăda și pe voi și oamenii dragi. Trebuie să fiți creativi, cu regina de bătăi creativă. Trebuie să descoperiți magia în voi. Trebuie să... O să clarific, evident, dar sunt mesaje scurte. Dacă unii dintre voi vă simțiți acum obosiți, fizic, trădați de oameni egoiști, regăsiți-vă, vă rog frumos, sau sunteți pe cale oricum, să vă regăsiți leul, leoaica din voi, încrederea, creativitatea, autoritatea, pentru că uneori și leii își mai pierd autoritatea. Ia uite, nouă de bâte și asul de spade. Stați în picioare! Rostiți adevărul, wow, o nouă pasiune. Gândiți corect și veți atrage idei. E aici inspirație, iar cu foc și aer poate să fie o inspirație divină. Apropo de credință, cum să depășiți, uite, niște, ați pierdut pe cineva acasă? Un tată? Ce sunteți voi, unii dintre voi? Iluzia fericirii. Credeți că e mare fericire acolo, dar n-a fost. Un tată, un soț, o energie masculină, ați pierdut acolo ceva. Ceva s-a pierdut. Sunt niște regrete legate de casă. De figură autoritare, care vă influența copilăria, voi crezând că totul, că vai acasă, e totul lapte și miere. Și n-a fost. Dar sunt experiențe. Ce ar mai fi de spus?
Sper să nu blocați victorile și ideile care vă vin, pentru că ideile ambele țin de idei. Ideile care vă pot veni prin experiență vă ajută să vă creați, pentru că regina de pute e foarte creativă, să vă creați, nu vorbesc de bărbați, vorbesc de energie feminină creativă. Vă poate ajuta să vă transformați într-un mod magic viața. Iar poate sunt două tipuri de persoane sau o persoană blocată într-un anume trecut din cauza unor probleme și cealaltă care a depășit blocajele. Și acum trebuie să găsiți un punct comun între voi și cealaltă persoană. Poate să fie o nouă persoană, poate să fie apropo, două, cum am zis mai devreme, pot să fie două persoane. Energii noi în prezent. Hai să vedem, să clarificăm nouă de cupe. Uneori am tendința să citesc cartea când apare. Poate că am zis că ar trebui să am răbdare să le văd desfășurate și apoi să fac citirea, dar așa simt eu. Ăsta e stilul meu, să dau mai multe variante, vă rog, regăsiți-vă. Sau selectați ce e pentru voi. Nouă de cupe, vă rog frumos. Așa, eremitul. Regele de... Iar apare semnul acela de pământ. Da. Poate un semn de pământ vrea să o ia de la zero. Nu știu dacă cu voi sau în afara voastră, dar un semn de pământ cu marcaj în fecioară, taur, poate și capricorn, simt că vrea să o ia de la zero. Mesaje. Acum, hai să mai vedem. 10 de bâte. De spade. 10 de spade, pardon. 10 de spade. Trebuie rostit un adevăr. Trebuie comunicat. 10 de spade. 10 de spade. 10 de spade. 10 de spade. Spânzuratul. Wow. Asta e eliberare. Eliberare. Ce frumos. E o trezire cu spânzuratul axa pești. Vedeți că a apărut și în pești. Poate aveți acolo planete sau e casa voastră. Reprezintă o anumită casă, casa peștilor. Și a fecioare, nu știu. Pești, fecioare. E o axă foarte spirituală. Unii dintre voi vă analizați tendințele egoiste și asta e minunat. Da, aveți multe reușite, multe satisfacții, dar din motivele despre care am tot vorbit, trecutul acela, problemele acelea, încercările, suferințele, la, unii v-ați blocat inima, unii în toți. Cei care aveți planete în leu și v-ați blocat inima, că leu reprezintă chakra inimii, sunteți într-o meditație, vă gândiți cum să vă vindecați. Cum să vă vindecați. Un anume tip de trezire. Spânzuratul reprezintă, ia uite, iluminarea. The awakening. Da? Iar casa noua, și am văzut mai devreme, iar nouă de bâte. Casa călătoriilor. Sau a educației superioare. Sau a spiritualității. Unii sunteți chemați la spiritualitate, dar am zis, unii, se vede că e și bate lumina, vedeți? E atâta lumină că unii nici nu o văd. Nu văd, nu-și văd direcția. Din cauza luminii. Primiți ghidaj. Vă eliberați? Ce frumos ar fi să vă treziți din manipulările emoționale. Scuzați-mi, bagheta magică. Recăpătați-vă, apropo, turn. V-ați pierdut bagheta, apropo de baghete aici. V-ați pierdut bagheta magică. Recăpătați-o. Și vă veți reface, să zic. Dar aveți nevoie de un anume tip de timp cu voi. Da, unii aveți nevoie de timp cu voi pentru voi. Ia uite, eliberare mentală. Ia uite, de influență negativă. 8 de spade, iar influență negativă. Cavalerul de spade. Cineva vorbește tot timpul negativ. Nu v-ați săturat.
Repet, nu știu dacă e vorba de voi sau altcineva din preajma voastră. Pentru că etalarea e colectivă, dar... Regele și regina de bâte. Regele și regina de bâte? Regele și regina de monede. Băi, ori sunt două cupluri, ori sunt două tipuri de relații. Cineva renunță la o relație bazată pe material pentru o relație bazată pe pasiune, pe creativitate, pe magie. Asta este. Asta este. Și când vorbesc de relații, pot să fie și relații familiare. Și, nu, adică, ce să-s familiare? Cu rudele, nu doar cu soțul, soția. Vedeți? Însă la fecioară am văzut că se eliberează, nu știu dacă de voi sau are, poate fecioara are planete în leu, nu știu. Vedeți? Variază. Fiți flexibil, pentru că tarotul e foarte versatil. Regina de bâte, vă rog frumos. Oh, hai să vedem ce reprezintă această regina de bâte. Ah, iar. Mergeți către vindecare, către relații care vă vindecă, care vă dă Red Bull, vă dă aripi. Nu știu, mă, n-am gustat niciodată Red Bull. O să încerc o dată. Mergeți către relații care vă dau aripi, trecând de zodii. Da? Regina de cupe. Apare și regele de cupe. E un anume tip de maturitate emoțională. Unii dintre voi vă maturizați emoțional în preajma cuiva. Am zis că vă inspiră un personaj care vă vindecă și vă aduce dragoste. Da. Ce frumos asul de cupe. Vă vindecă de acele... și vă dă credință. Vă vindecă, vă dă credință în dragoste. Da? Și vă ajută să... Da, ce frumos. Să vă recreați viața. Poate voi faceți asta pentru cineva, cei care sunteți evoluați, cei care nu sunteți atât de, eu știu, autorizați sau nu aveți atâta experiență spirituală de vindecător, pentru că aici este un vindecător. În sănătate, în domeniul sănătății, fizice sau spirituale sau psihologice, aveți oameni care vă susțin, care vă dau echilibru. Oricum, mergeți cu faetonul către echilibru. Eventual, repet, dacă ați avut persoane care au încercat să vă domine sau să-și impună anumite lucruri acasă, mai, vă căutați pacea. Și o găsiți. Totuși, lei. Au și ei... uite ce cărți frumoase. Toate aceste clarificări, vedeți și voi, au venit prin arcane majore. Deci lucrul acesta se întâmplă nu în plan fizic, ci în plan spiritual, în 4, 5, 6 de. Dar și voi trebuie să căutați, și voi trebuie să vă rugați. Și voi trebuie să vă curățați tot timpul. Adică e vorba și de practică. Da? Să lăsați în urmă trecutul. 8 de cupe în timp ce vorbesc. Viitor. Ia. Soarele nu venu să ascende în urmăr în leu. Odată. De două ori. De trei ori. Ce? Ce? Valetul de cupe. Și 10 de cupe. Wow. Vai, ce frumos e! Vai, ce frumos! Ați eliberat peștișorul. Eu așa văd. Da? Vedeți și voi. Ce înseamnă asta? În momentul în care eliberați anumite persoane și voi vă eliberați de frica de abandon, unii dintre voi, dar apare eliberare și la 8 de spade. Și 6 de spade, despre care am vorbit chiar de la început, își ajunge pe acel teren. Dați în urmă, unde era steaua. Ia uitați aici, steaua. Mai vă găsiți stabilitatea lângă cineva care vă iubește și vă aduce multă fericire și vă menține focul. Ia uitați aici, un foc. Ce simt? Apoi acum, chiar dacă e atmosferă de vară, eu simt, știți, colindele acelea cu steaua sus răsare. Probabil că la sărbătorile de iarnă veți simți acest moment în care vă găsiți stabilitatea într-un loc.
cu prietenii, cu poate noi prieteni, noi relații, prieteni cu care vă veți face o familie la un moment dat, cândva. Frumos, nu știu. Ar fi frumos, dar e un viitor. Dar în viitor se arată bine. Hai să vedem acușica. Faetonul, faetonul! Băi, ce frumos! Mulțumesc! Marea preoteasă, iar, energie spirituală, creștere spirituală. Vai, și-am văzut și mare... Extraordinar! Mai, mai, ce frumos! Ajungeți la destinație, asta pentru că v-ați lăsat ghidați. V-ați luat GPS, nu știu. Ajungeți la destinație. Mai, lăsați-vă ghidați. Lăsați-vă ghidați, manifestați creștere spirituală, vă îmbăiați în energii înalte, în vibrații înalte. Vă vindec, temperanța se echilibrează și ajungeți, vedeți cu ochișorii voștri, faetonul merge către stea, ajungeți la stea. Poate ajungeți la un moment dat persoane publice care îi vor vindeca pe alții. Unii sunteți în proces de vindecare și la un moment dat cândva îi veți vindeca pe alții pentru că aveți multe de povestit. Dar hai să mai clarificăm ce era aici. Ia uite, judecata, renaștere, iar eremitul. Mai, chestia asta cu banii, o depășiți. O depășiți. Și repet, poate cineva cu marcaj, tot a apărut regele de monede și eremitul, poate este un soț, poate este un tată. Cineva cu marcaj în Taur, Fecioară sau Capricorn, văzusem și mai devreme Capricorn, ori personajul acesta renaște, și personajul acesta are planete în zodia leului, ori face parte din, eu știu, familia voastră. Posibil și asta, să renască. Ce frumos! Iar axa peștilor. Mă, și știu câteva persoane care practică tarotul și sunt în zodia leului cu aspecte în pești. Și invers. Pentru unii dintre voi. Îi veți ghida pe alții. Pentru că asta înseamnă ghid. Și Marea Preoteasă, ca și Marele Preot, e un ghid, doar că pe cercuri mai restrânse. Și nu atât de strict. Este rădăcina pomului. Ea există. Chiar dacă nu toată lumea o vede. Fără ea, ar pica pomul. Ce mesaje ciudate și interesante vin. Veți ghida și pe alții cum să se vindece. Unii, nu toți. Acum alții, vă veți găsi. Veți ajunge la destinație, vă veți elibera de suferința asta care apare în prezent. Hai, nu mă arăt cu degetul, că nu e frumos, e o suferință. Poate adicții cu băutura, poate altfel de adicții, că vedem probleme. Copilul interior rănit. Clarificăm faetonul. Poate cineva cu marcaj în zodia racului care are planete în leu, în vărsător și în pești, iar și semne de pământ și ce mai vreți voi. Faetonul, clarificăm faetonul. Iar faetonul înseamnă și călătorie chiar fizică, nu doar emoțională, nu doar mentală, nu doar... Veți avea victorie. Faetonul? Ia uite judecata. Mai, vă regăsiți sufletul pereche și vă veți întoarce acasă. Și când vorbesc de acasă, este cămin, este vatră. Nu e o clădire ca la 10 de monede. Este, ia uite ce diferență, da? Un loc poate nu la fel de strălucitor ca la 10 de monede, dar atât de plăcut, atât de plăcut. Că tot am văzut 10 de cupe dați în urmă ce plăcut era. Și judecata. Pentru unii, dă un mesaj. Dacă cineva cu marcaj în zodia peștilor sau a fecioarei merg faetonul înspre un suflet pereche care ajută să renască.
Dau multe mesaje pentru că... Ia uite. Și cine merge în, în această direcție, în această transformare radicală, va căpăta un curaj excepțional. Tocmai pentru că s-a eliberat de atașamente și a manifestat dragoste necondiționată. Dar, Marea Preoteasă. Marea Preoteasă. Interesant, unii veți descoperi tehnici secrete de vindecare, veți primi ghidaj, țineți-le, pentru unii dintre voi e bine să țineți acele informații. Apropo, iau tăieri secrete, Luna. Veți primi ghidaj despre cum să vindecați traume. Luna, mama, copilul. Wow! Energia feminină merge către energia masculină în viitor. Parcă merge să o salveze, că acest rac parcă stă să se scufunde în apă, în emoțiile sale, în fricile sale. Mesaj pentru unii, nu pentru toată lumea, evident. E o energie feminină care are intuiție, știe că nu o să pățească nimic, știe că aceștia doar latră. Doar latră. Are capacitatea de a-i îmblânzi. Wow. Dușmanii. Poate că veți salva pe cineva, poate vă salva copilul interior. Ia uite, apropo de lună, vă înfruntați da, umbrele, fricile. Iar apare mama. Chestiune de maternitate. Vă vindecați, ar spune. Dar mai dăm o carte pe lună, totuși. Păi, dar ce profundă, nu știu, sper că ați simțit. Totuși, ia uite, și trebuia să fie de jumătate de oră. Fac! Mai... 10 de spade. Da, vă eliberați. Vă eliberați. 10 de spade, 10 de spade. Primiți ghidaj. Cum să vă depășiți fricile, să vi le înțelegeți, să le înfruntați. Nouă de bute. Veți avea pe cineva care vă susține, ia uitați. Iar apare regele de monede și regina de monede. Regele și regina de foc. Am senzația că în acest context, cei care lasă o relație karmică bazată doar pe bani, pe restricții și pe tradiții, își descoperă succesul financiar printr-o pasiune, ia uite, 9 și până 10, printr-o pasiune, că am văzut astfel de băte, alături de cineva care le oglindește, să zic, firea, potențialul. Am vorbit mai devreme de un părinte manipulator, poate să fie și mamă. Chiar dacă e rege de cupe, poate să fie și mamă, da? Vă eliberați, ar spune. Mai dăm o carte. 10 de spade, clarificăm 10 de spade. Și luna. Ia, 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 ia. La 5 de bute. 5 de bute este creativ în acest context, nu mai e conflictual. Ați găsit soluții creative, apropo de 5, de creativitate. Toată lumea e liniștită, fiecare cu bâta sa, cu ideea sa. Eventual, interesant, se creează un cerc magic în jurul vostru și voi povestiți, arătați, învățați eventual. Bucurie. Iar, băi, altă casă, alt loc și fericire. Lăsați în urmă. Steaua, clarificăm steaua. Extraordinar! Ce frumos! Soare și regina de cupe! Regina de cupe care e tare mămoasă, tare protectoare, tare sensibilă. Puteți să fiți și voi anumitele oaice, nu toate oaicele, dar unele pot să fie tare drăguțe. Ia uite astfel de cupe. Unele. Ce frumos!
Acum, trecând peste bărbat, femeie, masculin, feminin, steaua, soarele și regina de cupe. Iar dragoste. Ce pot să spun? Dragoste. Regina de cupe vindecă. Am văzut soale, mai dați în urmă. Soale reprezintă copilul interior, da? V-ați vindecat de mama sau energia feminină manipulatoare, că poate nu-i mamă, de secretele care, eu știu, au fost în viața voastră și v-au ținut pe loc și v-au rănit și așa mai departe. O vindecați și manifestați energie și feminină și masculină. Interesant. De înaltă vibrație, aș spune. Aș spune, da, da, interesant, un cuplu puternic. Un cuplu puternic. Eu am impresia că aici este ea, e fetița. Da, care râde, chicotește. Nu știu, un cuplu puternic care poate să vindece alte persoane. Nu știu când va fi asta, dar trecând peste treaba asta cu vindecatul altor persoane, în primul rând vă vindecați împreună copilul interior. Oh, ce interesant! Nu e pentru toată lumea, dar poate unele femei n-au putut să facă copii și vor putea într-un anumit cuplu cu o anumită persoană. Wow! Astfel de cupe! Ce frumos, măi! Ce titlu să dau? Nu știu. Pentru că ați muncit. Pentru că vă transformați, pentru că vreți, pentru, nu știu, deci dau mesaje frumoase pentru anumiți lei. Ce transformare, judecata. Chemați. Unii dintre voi, măi, unii dintre voi sunteți chemați, sau, dar unii dintre voi care aveți marcaj, nu doar în zodia leului, aveți marcaj în vărsător, în peștrac, scorpion, în săgetător, unii sunteți chemați la această ascensiune, da. Ascensiune. Am zis să ghidați pe alții. Le dați echilibru altora. Prezența voastră va da echilibru multora. Să zicem. Alegeți dragostea. Alegeți dragostea. Ah, ce frumos! I love you. 20. 20 renașterea. Fiți doritori să exprimați dragostea. Exprimați dragostea bine. Lei o exprimă prin cadouri foarte frumoase, știm bine. Lei știu să facă cadouri. Cine nu știe, zic eu, vă zic eu. Lei și cei care au planete în zodia leului știu să fie foarte generoși și să facă cadouri faine. Dar, trecând peste asta, alegeți dragostea. 20 și 21, vedeți? Renașterea și lumea, o nouă, măi, o nouă lume. Ce frumos! Haideți, mă, că frum. Vum, vum. Întotdeauna aveți de făcut o alegere. Apropo de ce am zis mai devreme, că am început cu doi de bâte și cu chestiile alea foarte grele, așa apăsătoare. Alegeți din dragoste. Din dragoste sănătoasă față de voi, nu egoism. Ah, ce frumos! Frumoasă dragoste, ia uite. Renunțați la control. Asta e o tendință a unor lei, clar. Sau oamenii care vă controlează. Apare Tau. Interesant! Taur și Scorpion. Axa Taur și Scorpion pe care au fost eclipsele. Și respirați un pic în timpul tensiunii. Mai ales să nu faceți niște crize de asta de afect, cum mai fac unii lei când se enervează. Nu, nu. Dacă e prea multă presiune, respirați. Practicați, uitați aici. Eremitul și temperanța și spânzuratul. Trei cărți care practică meditația, conectarea la divinitate, la îngeri. Păi. Ce frumos. Și arătați, când ne-am spus eu mai devreme, va trebui să arătați ceea ce trebuie arătat, nu orice. Gândiți-vă un pic la prioritățile din viața voastră. Care sunt acelea, de fapt? Nu sunt cele materiale, ci e sănătatea voastră emoțională, mentală și spirituală. Și împingeți, cum am văzut, 9 de bute de mai multe ori, peste orice
problemă și insecuritate, dar nu cu ambiția diavolului sau altor energii negative, cât a persoanei trezite spiritual. Băi, deci în prezent aveți o trezire spirituală unii dintre voi. Frumos, mă! Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau!